ce se mai construiește în România în momentul de față. Da. Domnule Negrescu, care apreciați că ar fi cele mai afectate sectoare economice în cazul unei crize sau unei recesiuni? Cred că, în primul rând, zona de imobiliare va scădea semnificativ. Scade deja de 2 ani de zile încoace. Anul trecut făceam un studiu în care afirmam că peste 60% dintre dezvoltatorii imobilieri se află în risc de insolvență în momentul de față, iar situația lor s-a accentuat pe fondul scăderii puterii de cumpărare a populației. Oamenii nu-și mai permit să-și cumpere o casă din prisma prețurilor foarte mari din zona imobiliarelor și accesului limitat la creditare. Deci imobiliare s-ar avea pe primul loc și asta va genera multiple efecte în economie, pentru că imobiliarele înseamnă construcții, construcții înseamnă industriile asociate, de la industria mobilei la industria bunurilor de larg consum, la tot ceea ce înseamnă servicii. Sunt foarte, foarte multe legături directe și indirecte în economie asociate industriei construcțiilor. Apoi este producția industrială, care a scăzut și scade de 7, chiar de 8 luni încoace, întorind din ce în ce mai accentuat. Și asta arată că competitivitatea economiei românești este una în scădere. Nu mai vorbesc de IT, da? IT&C, care altădată ar asigura 2-3% din produsul intern brut. Dacă ne uităm la datele după primul semestru, vedem că contribuția IT-ului în creșterea economică este zero în momentul de față. S-ar putea să se ducă spre minus în perioada următoare, în condițiile în care noi am crescut taxele, le-am luat facilitățile și practic îi determinăm pe cei mai mulți din sectorul ăsta, extrem de important din perspectiva dezvoltării economice în viitor, să-și găsească metode de optimizare fiscală, pentru că la asta se stăm. Mulți au externalizat business-urile spre alte țări mai profitabile din punct de vedere financiar sau pur și simplu au ales să lucreze la negru sau să găsească modalități prin care să-și acopere cheltuielile, așa fel încât să nu plătească mai multe taxe statului. Asta se întâmplă când crești taxele. Din păcate, spre asta ne îndreptăm. Creșterea asta taxelor pentru a treia oară în ultimii 2 ani de zile a dus, din păcate, economia înspre un risc de recesiune tehnică pe care tot îl evităm la mustață de la un trimestru la altul. Dar nu cred că va fi la nesfârșit acest lucru și probabil după alegeri vom începe să tragem ponoasele, ca să zic așa, acestei stagnări economice care este evident în momentul de față și care, din păcate, se va accentua, probabil se va duce spre recesiune în prima parte a anului viitor, mai cu seamă că știm foarte bine, în prima parte a fiecărui an, activitatea economică este una redusă față de perioada a doua anului, de semestrul 2, când cât de cât business-ul reîncepe.